agențiile de media par de acord că banii nu au fost influențați de ordonanță, banii de publicitate TV, că și tu spuneai că piața a rămas la fel. Agențiile vorbesc în acest moment despre un soi de intrare în normalitate, despre o așezare a lucrurilor. Dat fiind că e vorba despre o intervenție a autorității în piață care a afectat clienții, cât de normal este făgașul pe care se află lucrurile acum? Bun, agențiile și-au făcut treaba. Ultimul rând din ordonanță, din partea de ordonanță care se referea la contracte de televiziune, spune că toate contractele din acel moment devin nule. Deci asta, într-o vineri seară, ai aflat că toate contractele pe care tu le ai și pe care trebuie să derulezi, să le derulezi, nu mai există. Prin urmare, ce ai de făcut? Niște contracte noi. Niște contracte noi care să fie perfect legale și care să funcționeze conform ordonanței. Din momentul ăla de luni dimineață am început regândirea din punct de vedere contractual ca flux, repet, mai degrabă contabil și legal, a activității pe care noi o desfășuram. Iar obiectivul principal a fost ca activitatea clienților, cea care se întâmpla la momentul acela, noi lucrăm pentru, nu știu, 80 de branduri, probabil că 50 erau pe post în momentul respectiv, a trebuit să păstrăm acest flux nemodificat. Adică clienții n-ar n-au simțit niciun fel de secundă că s-a schimbat ceva din punct de vedere legislativ. Adică obiectivul nostru a fost să păstrăm o continuitate, să păstrăm un flux și să păstrăm toate comenzile on air. Ceea ce s-a și întâmplat. A trecut un an. Cât e de normală și de așezată este o lege, situația în momentul acesta? Până la urmă și legea asta noi o aplicăm. Ne descurcăm cu ea. Ea funcționează în momentul ăsta și a funcționat din secunda 1. Repet, că ne alocăm mai mult timp pentru hârtii, pentru contracte, pentru discuții, pentru explicații, pentru clienții noștri, face parte din jobul nostru, că ne place sau nu ne place, îl facem. Important este să avem niște clienți fericiți care să nu simtă neapărat orice perturbație, cum a fost această perturbație legislativă. În momentul acesta aveți vreo așteptare să se mai schimbe lucrurile? Să revină parțial sau total la ce-a Eu fost cred înainte. Că dacă se va schimba ceva, această schimbare nu va veni la inițiativa agențiilor, ci mai degrabă la inițiativa stațiilor de televiziune, care și-au dat seama după o perioadă de timp că nu au un câștig real din această ordonanță și cred că ele vor fi primele care vor încerca anularea ordonanței sau modificarea ei. Tot acest segment TV, cel mai important din piața de publicitate, trece acum printr-o serie de schimbări foarte rapide. Vorbesc despre ceea ce se întâmplă la Pro, despre schimbări de management, plecări de vedete, despre fluxul de vedete către antenă, către alte schimbări din TVR, din Prima, etc. Da. Foarte multe stații importante românești. Agențiile lucrează cu audiențe și audiențele, dacă nu se întâmplă ceva cu tremurător, tot acolo vor rămâne. Exact, da. Dar presupun că voi urmăriți ce se întâmplă acum cu foarte mare atenție. Corect. Ce urmăriți mai exact și de ce? Commitmenturile. Fiecare client comite într-un anumit an o anumită cifră pentru o televiziune pentru a obține un preț. Acest commitment se face pe baza audiențelor. Evident că ele sunt cunoscute istoric, te bazezi pe niște programe, te bazezi pe niște produse pe care fiecare stație le livrează în parte. În momentul în care apar astfel de informații, astfel de perturbații din diverse zone, clienții vin și ne întreabă, ok, mai alocăm această sumă de bani stații de televiziune sau e bine să n-o facem? Pentru că așa cum tu faci o estimare, hai să spunem estimare, nu commitment, la începutul anului, la fel de bine există și reversul. Să nu mai faci sau să o anulezi câtă vreme există pericolul ca stația să nu mai poată livra ceea ce tu știai că a livrat la începutul anului, de exemplu. E jumătatea anului 2014. Se poate vorbi de lipsă de predictibilitate pentru a doua jumătate a anului în piața TV? Și dacă da,
Ce înseamnă această lipsă de predictibilitate? Cred că este și foarte mult rumors aici. Până la urmă, așa cum ai spus și tu mai devreme, cifrele sunt foarte importante. Și noi stăm cu ochii pe aceste cifre și în momentul în care vor exista perturbații în cifrele livrate de televiziune sau alta, bineînțeles că vom lua măsurile care se impun. Noi lucrăm foarte mult cu cifre. Suntem o agenție de media și atunci ăsta e jobul nostru. Treaba voastră. Absolut. Adică... În zona de online. Trecem la online acum. În zona de online, toată lumea e de acord că acest segment e în creștere, tras în sus de jucătorii internaționali Google, Facebook, eventual în defavoarea jucătorilor locali. E adevărată, din punctul vostru de vedere, această estimare agreată de piață? Eu și cred... care sunt estimările voastre privind evoluția online-ului? Eu cred că online-ul e în creștere în România prin conținutul pe care îl livrează, sau poate crește prin conținutul pe care îl livrează. Acești jucători internaționali, și mă refer în principal la Google, ajută foarte mult ca acest conținut să fie livrat mai bine. Și luăm ca exemplu YouTube. În momentul în care Google a lansat YouTube în România, a crescut imediat investiția în publicitate pe video. Și a crescut nu numai pentru YouTube, care ok, de-abia se lansa, a crescut și pentru ceilalți playeri. Pentru că în momentul în care începi să faci campanii pe video, te uiți la toată piața și atunci folosești și alți parteneri, nu numai Google, în momentul în care faci această campanie. Chiar și contractele pe care le face Google cu fiecare publisher în parte ajută practic la creșterea conținutului fiecărui site în parte, pentru că altfel Google nu are ce monetiza. Deci eu cred că o creștere în România pe digital are ca și factor principal creșterea contentului. Ok, în cifre, care sunt estimările voastre privind evoluția online-ului în 2014? Overall, el va crește și în 2014. Să zicem, estimez undeva în jur de 10%. De la? Pornind de la? Sau până la? E foarte greu să faci astfel de estimate. Adică citești diverse statistici, diverse opinii, ai în principal ca și factor ceea ce se întâmplă la tine în companie. Cred că o estimare cu 10% crește overall este o estimare corectă. Sunteți de acord voi la Media Investment cu raportul prezentat ieri de o altă agenție, Initiative, care vorbește despre 50 de milioane în online anul acesta? Da, nu vreau să comentez asta. Cred că au niște motive să fac această estimare. Probabil că sunt corecte. Probabil că se bazează pe niște analize foarte, foarte atente. Poți să faci o estimare referitoare la evoluțiile pe zone de performance, display, alte da, performance, segmente? Performance este clar viitorul. Deja în România lucrul ăsta se întâmplă. Și noi am început să facem campanii în performance și am investit atât din punct de vedere resurse și tehnologie în această direcție. O să crească în următorii ani cu siguranță. Până la urmă, tot ceea ce se derulează prin performance și ceea ce face și Google, că practic Google este primul care a făcut performance în lume și în România, este monetizarea spațiului pe care l-au publisherii. Adică dacă această monetizare se face indirect prin real-time bidding sau prin performance, sau se face direct prin regii sau prin publisher direct în relația cu agențiile, este până la urmă același lucru. Adică banii în final ajung tot la publisher. Și indiferent de canalele pe care această vânzare se face, revin la conținut, că îmi place foarte mult tema asta, cu cât conținutul este mai atractiv și cu cât această vânzare se face mai înțelept, și aici mă refer și la targetare,
care iarăși este un lucru foarte important în real-time bidding, cu atât acest volum va crește în continuare.